vă place Megan? Da, e frumoasă. Nu cunosc, evident, încă. Da. El e minunat. Ne-a scris chiar câteva scrisori de curând. Foarte deschis, foarte, inimos, foarte da. Energic, foarte da. Inteligent. Place foarte mult de el. În 1947, când regele Mihai a participat la nunta reginei Elisabeta, familia regală a României a fost nelipsită de la aceste evenimente de la curtea britanică. Ați fost la nunta prințului Charles cu Diana. Da. Apoi, da, părinții mei au fost la nuntă, am fost în cercul și pentru seara de înainte și după. Și William, și Camilla, și Charles, principele de Wales. Eu am fost la William și Kate cu tatăl meu. A fost foarte, foarte frumos și plină de speranță. A fost ceva de proporții planetare. În ziua aceea s-a uitat la televizor mai multă lume decât s-a uitat la deschiderea Jocurilor Olimpice. O să le trimitem cadou, dar nu o să participăm pentru că nunta nu are configurația celei precedente. E un eveniment privat, nu de stat. Și e pentru prietenilor colaboratori. O să ne gândim la un cadou. Acum trebuie două cadouri. La nunta ducilor de Cambridge, familia regală a făcut o donație unei fundații din Marea Britanie, cum au cerut mirii, însă au dorit să le ofere și un suvenir din România. O casetă pentru prinși și o ramă de fotografii dublă, în care vor fi cei doi la fel cu foițe de aur. Dan Coma, unul dintre furnizorii casei regale a României, a realizat cadourile pentru cei mai mulți miri cu sânge albastru. El ar putea realiza și darurile pentru prințul Harry și Meghan Markle.